Bine ați venit! Welcome! Nu știu să spun încă în finlandeză, deși mi-ar fi făcut mare plăcere, dar întâi de toate e ideea că dacă tot am vorbit despre coproducții, pentru că am avut La Gomera, care a fost pe lângă Franța și cu Suedia, acum avem un alt fel de coproducție, adică un interviu coproducție, pentru că o avem pe Elena Mândru. Mândră să fie româncă, știi că era la un moment dat o întreagă serie de cărți și de prezentări care sunau așa, dar era direct proud to be Romanian, pentru că între timp folosise cineva prea des această variantă. Și mă uit acolo și încerc să citesc cum trebuie. Thomas, merge? It's okay? Yes, more or less, yes. Okay. You're doing well. Jay, Trunen. Yes. Ah, ok. M-am oarecum... Păi, la ce ureche muzicală aveți voi? Be musicians, it's easier for you to do that because you have a better ear. Și m-am interesat de unde e J-ul ăla sau I-ul, pentru că la ei se citește I, este și un middle name, adică un al doilea nume, dar este și numele tatălui, pentru că am aflat între timp că mai e cineva în Finlanda cu același nume. I said the story of your name. Yes. Vedeți că din când în când facem și chestia asta. Avem și de tradus, facem o chestie combinată. Și vreau întâi, Elena, pe tine să te întreb, pentru că am primit de la Felicia o lungă listă cu atât de multe lucruri pe care le-ai făcut, încât am întrebat, dar câți ani are? Și mi-a zis, nu, e foarte tânără, e foarte tânără. Zic că driver anul nașterii nu era acolo. În schimb, am aflat că ești acum, ești un tăuraș, înțeleg, ești născută mai așa, e? Sau nu? Suntem într-un alt oraș în nordul Finlandei. Așa. Da, bună ziua și bine v-am găsit pe toți. Tervetuloa în finlandeză. Aha, bun, gata, deci știi, ești finlandeză. Știi că s-a apucat și de suedeză, ca să știți, da, pentru că e a doua limbă. Este a doua limbă oficială în Finlanda. Ne-am mutat împreună de curând din ianuarie 2021 în orașul Oulu, care este în nordul Finlandei. La 150 de kilometri de Moș Crăciun, să zicem așa, care locuiește în Rovaniemi. Da. Noi locuim în Oulu acum și am început ca director de festival al festivalului Oulu Music Festival. Și locuim și cu Luca. Locuim Luca și cu Luca. Luca fiind băiețelul lor. Și nostru, mi s-a părut iarăși o coincidență foarte frumoasă că e simultan filmul lui Horatiu Mălăele, dar e și un desen animat pe care poate să-l vadă și Luca, pentru că cel al Horatiu mai trebuie să mai aștepte câțiva ani. Exact. Ne vom uita și la Luca, la desenul animat și cu siguranță și la... ne uităm prima dată fără Luca, la filmul Luca, cu siguranță. A fost o surpriză pentru mine. Chiar am citit despre filmul Luca și am văzut mai multe articole. E un nume care ni s-a potrivit nouă și n-a fost ușor să găsim un nume care să sune bine și într-o parte și în finlandeză. Există și în finlandeză. Scrieți cu capa sau cu C? Cu C îl scriem. Cu C. Și în finlandeză scrie cu capa, dar în Finlanda există și varianta cu C, Luca. Mm-hmm. Și cred că există și în suedeză la fel, și cu C și cu capa. Mm-hmm. Interesant. Deci o variantă internațională. Da. Era greu de găsit ceva, deși... Fiecare dintre numele voastre poate să fie traductibil în cealaltă limbă. Deci traductibil sau folosibil, așa cum da, e. Da, general valabil și Thomas, știi cum e, de la The Tom, The Cat. Sigur, de la Motan, de toate. Pentru că tot am zis de jazz și știm bine că se spune că și jazzul are o rădăcină așa de cat, de jazz cat. Știi? Nu știu dacă știi chestia asta. Aveți pisică? Ia uite. Avem pisică în România, nu avem pisică în Finlanda. A, bun, deci nu i-ați făcut pașaport, am înțeles. Sunt total cat type. Și Thomas are o alergie la pisici, dar nu la jazz. Se tratează, am aflat că mai nou, nu numai timiditatea se tratează și alergia la pisici. Mm-hmm. Deci am făcut niște progrese. Așa, să ne întoarcem la festivalul de jazz. Deci îl organizați acolo. Festivalul din Oulu, la care am devenit director, e un festival care are un program mixt între muzica clasică și muzica de jazz. Uh-huh. E un festival care are deja început în anii 90, are 31 de ani.
Am devenit doar din ianuarie directorul acestui festival, însă continuăm pe aceeași linie și în timpul anului, festivalul se întâmplă luna martie în fiecare an, colaborăm și cu Orchestra Sinfonică din Oulu, iar în timpul anului avem o serie de jazz și zice jazz and ethno, world music, tot felul de trupe și din Finlanda și din străinătate, dacă ne permite situația pandemiei. Da, bine, acum o să se termine pandemia asta, nu este never ending story. Exact. Dar în timpul anului avem foarte multe concerte de jazz și în timpul verii, la fel, organizăm concerte chiar acum în această perioadă. Suntem foarte aglomerați cu planificarea concertelor de vară, în speranța că lucrurile se vor putea întâmpla și vom putea fi cu toții prezenți la evenimente live, nu doar la evenimente streaming. Și cei care vin sunt de pe tot globul sau doar din Europa? În mod normal, nu discutăm acum, ți-am zis. Pot să fie de pe tot globul. Aha. De exemplu, pentru anul trecut era planificat Emerson String Quartet din America, din Statele Unite ale Americii. N-a mai venit, ei ar fi fost într-un turneu european. Sperăm că pentru anul 2022 îi vom putea avea. Vin din toate părțile lumii și sperăm că să avem și din România. Mai există un festival de muzică clasică, de muzică de cameră, unde, de exemplu, Răzvan Popovici va fi prezent în această, în această vară, la Cuhmo, în apropiere de Oulu. Deci se întâmplă multe activități culturale în partea de nord a Finlandei. What about you? Have you been to Romania to a jazz festival up to now? Or just as a spectator or even participating to such a festival? Well, we have been numerous times in the different jazz festivals in Romania. In Romania? Yeah, because I started to perform in Romania like 1 year after we had met with Elena. So, so not even 1 year, I think, and we were already performing together. But did you meet there or here? No, we met in Helsinki and music studies brought us together. Mm-hmm. I was finishing my master's and Elena came to Helsinki as a master student. Mm-hmm. She was doing an exchange program between different countries, Nordic Master of Jazz, and the second or third semester was in Helsinki. So after Stockholm. Yeah, after Stockholm. So that's where we met. And since then, since 2013, the summer when we played our first concert, I believe it was August in Cluj. It was some kind of street festival in Cluj. That was our first concert. Uh-huh. And since then, we have been performing in like festivals like Karana Jazz, for example, which is very, Rena, which is very, very, famous, very yes. beautiful very venue. Posh, so to say, yeah. Even if it doesn't look very posh, but it is. Yeah, but it's a great, great it's festival. It is. And we have been there like, I'd say, two or three times. Two times we have been until now, yeah, yes. So far. What did you know about Romania before knowing her? Just the vampire? Well, vampires, of course, Transylvania. Okay. Quite little, but actually I had a couple of friends or studying colleagues. Mm-hmm. I was living in a student dormitory where all the Sibelius Academy students, they gathered together, even from other departments than jazz departments. Mm-hmm. So I got to know a couple of composers that were from Romania, Sebastian Dumitrescu and Matei Gheorghiu. So and after that you went there and said, tell me a little bit more about Romania. Well, it's funny because I didn't actually so actively remember that you were from Romania. I just thought, you know, from some countries in Europe. Europe. Yeah, as the American, I say, yes, you are from Europe, okay? Exactly. But anyway, I knew something, but not very much about Romania, if I'm honest. Do you remember which was the first film you invited her to? First? Film to see in town together. You know, when you are in love, you invite to a coffee or to a film. The first film you invited her to see. Oh, that's a good question. Yes. But that's a hard one because it's such a long time ago. But I don't know, it could have been maybe... She's also thinking, you see. Maybe, yeah, I'm thinking. Tic-tac, yes. Maybe Star Wars. It was Star Wars. Yeah. Yeah. Because I'm a complete Star Wars geek. Yes. So Elena is not, but... And that's why you met a star. Yeah. Aha, you see. Yeah, I I'm always interpreting. I think
I think because I'm such a Star Wars fan since I was a kid, so I thought that my girlfriend should like also Star Wars, and actually she did. So I then I thought test. Then I thought, okay, this is a wife material. So good idea, yeah. Yes, absolutely. I suppose you'd like to compose music for the next episode of Star Wars, maybe? Yeah, of course, if they would ask me. But I mean, the music is incomparable. Like, but do you play it somewhere? Have you ever played in a concert or something? Or at least for an encore, maybe you are preparing something? Not really, not like publicly, because I think it's, I know, but you know, the piano arrangements are not merely as good as the orchestra. Yes, I know, it's a huge orchestra, pieces, but especially now when pandemics was nearby, it's easier to try to, and I think piano, it's the instrument that can trick you to think that there are several instruments. I think it's the only one being able to do that. And I think it's the most present in films, starting with Casablanca and all days. And you remember that the guy in Casablanca, he couldn't play the piano. By the way, he had just the voice. Yeah. But they enjoy so much the guy and the voice that they have the hands, where the hands. Somebody's hands have over there. So. So you see, it's because it's Ingrid Bergman in there. So we're talking about Sweden. What about your experience with Sweden? Yeah, so concerts and so on, or maybe something that happened in Sweden for your couple, because the great majority of our films are about couples, married and unmarried. And so I'm curious because luckily we have a couple in here. Yeah, so we went first time to Sweden with Elena, I think also 2013, like on spring. And we went to see Brad Meldau's concert on Concert Huset in Stockholm. So that was our first experience in Sweden as a couple. And since then, actually, we have been there quite a few times, a few times as a tourist, and then also we have been performing there at least once, correct me if I'm wrong, but we played on the... Together. Yeah, we played in 2018 with my quintet and with Adam Baldic, and it was part of the Romanian Cultural Institute. Well, actually, part of the Stockholm Cultural Festival, and the Romanian Cultural Institute was the partner for this, for our appearance and our concert. It was nearby the Royal Palace in Stockholm, very beautiful place outside in the summer, in August actually it was, yes. Yeah, it was beautiful to get to play there after a long pause. I had been performing in Stockholm for quite many times because I used to be there as an exchange student 2009-2010. Then I made many contacts and I got to play in different groups that were performing in Stockholm. But no wife in Stockholm. No wife in Stockholm. We hope. Yeah, no. Yeah. Okay. Yeah. Okay. But I had a break for playing in Stockholm. So then when we had our concert, it was like a few years break, but it was very nice festival, nice experience before the pandemic hit us. It was very nice, actually. It was the last time that we played with Adam Baldic for our new CD, actually, and we just recorded almost the same material. Yes, I think you materials. Have something with hope, by the way, that we need so much. Yes, by the way. We have. Yes, I hope. Yeah, we need, and I hope everybody will use the hope and use the music and the message. Pot să vorbesc de acum în limba română. Da, asta chiar vreau să propun. Să nu mai folosim traducere. Let us speak a little bit of Romanian, because you know some Romanian, so I can't trick to say something that you couldn't understand, so it's a pity, but I'd love to. Trebuie să fim atente ce anume vorbim. Da, dacă pricepe tot. Tot vorbim. Nu este limba secretă acum. Dar finlandeză... Nici pentru Luca nu e, deci nu știu ce să ne facem, mai trebuie să mai inventăm ceva. Dar finlandeza este limba secretă în România. Când suntem în România avem limba secretă. Și când suntem în Finlanda vorbim și în magazin câteodată cu Thomas în limba română, când vrem să vorbim ceva secret să nu înțeleagă nimeni. Dar știi că de multe ori lumea te înțelege și după privire, că mă rog, acum tăcând cu masca mai greu cu restul, dar uneori își pot da seama, așa, sau sunt cuvinte, când te aștept mai puțin seamănă cu celelalte. Deci mă întorc la tine să-mi spui ce-i cu speranța asta pe care...
Da, este vorba despre noul nostru CD care se numește Hope și care va fi lansat în 27 august, anul acesta. Am lansat în prealabil un single, Hey Moon, în 14 mai și urmează un al doilea single în 11 iunie, Run Away. Ambele piese vor fi parte din acest album, în română Speranță, un album compus cel puțin jumătate în perioada de pandemie și înregistrat în perioada de pandemie. Dar totuși într-un studio. În studio. Nu, știi că acum fiecare a mai încercat așa să facă un studio la el acasă. Exact. Cinema la tine acasă era și studio la tine acasă. Da. Videoclipurile sunt un fel de studio la noi acasă, la noi în Helsinki, în zona în care locuiam, într-un lan superb de floarea soarelui. Mm-hmm. Însă e multă simbolistică în versuri și, mm-hmm, și în videoclipul pe care l-am lansat și care sper să-l puteți și vedea. Iar acest album, într-adevăr, vorbește mult mai mult, mergem într-o direcție mai ecologică, într-un mod artistic și prin versuri și prin muzica și direcția de gen sau direcția muzicală pe care am început să o avem cu acest album. Piesele sunt scrise în marea majoritate de Tuomas. Mm-hmm. Am și eu două piese care fac parte din acest album și Adam Baldic, invitatul nostru din Polonia, are scrise două piese. E din nou așa, piese. Cu trei țări, știi cum se face un film. Trebuie să ai cel puțin trei țări ca să fie o coproducție, ca să poți accesa niște fonduri europene. Da, nu am accesat fondurile europene. M-am dat o idee. Da? Poate faceți și un film într-o bună zi, sau faceți o coloană muzicală, dacă tot sunteți, el e fan Star Wars sau, mă rog, orice altceva. Da, da, s-ar potrivi foarte bine. Amândoi am scris și scriem pentru orchestră, avem și un proiect de jazz sinfonic. Normal, muzica de film nu trebuie să fie întotdeauna muzică de orchestră, însă de cele mai multe ori include o instrumentație mai largă și mai bogată. Însă, poate în timp, poate piesele noastre se potrivesc pentru filme. Da, și ne-ați onorat cu prezența, ca tocmai, știi, să vă molipsiți și de ceva care să facă plăcere tuturor, adică de o muzică de film. Cred că ar fi cea mai bună. Sperăm. Până la urmă, videoclipurile sunt filme de scurt metraj. De foarte scurt metraj. De foarte scurt metraj, dar foarte intense și care se fac complicat și durează. Și mi-a plăcut foarte tare că se cheamă Hey Moon, care întâi am crezut că e așa doar o incantație către lună și înțeleg că e, de fapt, hfânul. Mm-hmm. Și deci e cu totul și cu totul o poveste frumoasă, așa, și foarte de harapal, dacă vrei. Știi că el avea un căluț cu fân, cu de toate. Știu, am văzut Floarea Soarelui, am văzut și toate imaginile pe care le-ați strecurat în videoclip, dar cel mai mult mi-a plăcut că se cheamă Comun, pentru că mi s-a părut o modalitate de a nu-l uita niciodată pe Melies și să nu uităm Călătoria în Lună, pentru că a fost începutul cinematografului, așa încât, dragii mei lunatici, vă așteptăm cu muzica voastră oricând aici. Mulțumim! Cause of trouble. Why do I need to leave?
should I live always in fear? Did I cause a trouble? Why do I need to disappear? Why I have to struggle? So hear me now and see me now. Take care of me. Just hold me now and save me now. Accept me. Don't hate me now. Don't throw me out. Take care of me. I need your help. I need it now. This is an SOS. Why should I live always in fear? Did I cause you trouble? Why do I need to disappear? Struggle. Why should I live always in fear? Did I cause a trouble? Why do I need to disappear? Why I have to struggle? Lulidadle. You can help me stay alive.